Pisica de Nisa este de câteva luni una dintre principalele atracții ale Sibiului. Felina locuiește în librăria Humanitas din centrul orașului și poate fi admirată cum doarme pe cele mai interesante titluri de cărți. Denisa a făcut deja cunoștință cu mulțime de cititori, sibieni și turiști deopotrivă, care s-au arătat încântați de prezența ei. Pisica face parte acum din familia Humanitas. Încă de la deschiderea târgului de Crăciun din Sibiu, accesul s-a făcut cu certificat verde sau test negativ. Perimetrul târgului este înconjurat cu garduri de protecție, iar accesul se face după ce codul QR este scanat. În spațiul public nu s-a pus niciodată problema ridicării acestei restricții, până când Raluca Amariei de la Aur Sibiu a cerut aceasta printr-o scrisoare trimisă primarului Astrid Fodor și prefectului Mircea Crețu. Decizia însă este a Direcției de Sănătate Publică Sibiu, al cărui director a fost foarte ferm. Nu scoate certificatul, nu încălcăm legea. Un sibian și-a cumpărat doi brazi din magazinul de bricolaj Hornbach din Sibiu și după câteva zile s-a trezit cu locuința plină de insecte. Omul a încercat să returneze pomii, însă acest lucru nu a fost posibil. În consecință, acesta a făcut reclamație la Protecția Consumatorilor. Cât despre brazi, care n-au fost deloc festivi, a fost nevoit să-i arunce. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.